Pe procedură, domnule președinte de ședință, pentru că acum un an vă băteați cu pumnul în piept, dumneavoastră, din postura de lider de grup, să modificați regulamentul Camerei Deputaților. Și un an mai târziu avem același personaj care continuă să profereze tot felul de injurii de aici, din Camera Deputaților, ci vorbește într-una, urlă într-una, dar eu am un mesaj pentru dumnealui. Nu poate el să urle cât putem noi să spunem adevărul de aici, de la tribuna Parlamentului. Iar dumneavoastră, domnule președinte de ședință, demonstrați că nu sunteți așa cum ar trebui să fiți, să mențineți aici cât de cât o atmosferă în care să se poate desfășura dezbaterile aici în Camera Deputaților. Este o rușine că nici măcar în acest moment nu puteți să vă mustrați colegul. Aveți conform regulamentului acest instrument să-i spuneți colegului dumneavoastră de la PSD de aici din prima bancă să se comporte omenește și să dea dovadă totuși de un pic de respect față de această cameră, față de poporul român. Iar dumneavoastră alegeți să tăceți. Dumneavoastră alegeți să lăsați pe acest personaj grobian să spună tot felul de neadevăruri de aici, din prima bancă și de la tribuna Parlamentului. Este o rușine. Este o rușine ceea ce faceți.